Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Mă numesc Zero Davila, asta e partea a șaptea și partea finală a seriei Nmap. Astăzi nu vom învăța comenzi sau tehnici noi, ce vă voi oferi e o alternativă, și anume Zenmap. Zenmap e practic Nmap cu interfață grafică și e folositoare pentru cei care sunt noi în Linux, cei care nu sunt tocmai comozi cu terminalul sau cei care vin din lumea Windows-ului. Pentru a beneficia de o utilizare nerestricționată, va trebui să deschidem Zenmap cu privilegii root și vom face acest lucru prin a scrie în terminal sudo Zenmap. Acum vedem trei căsuțe în partea de sus pentru a introduce ținta, tipul de scanare și comanda în sine. Adresa se scrie în căsuța din stânga sus alături de target, iar noi vom folosi ca de obicei adresa oferită pentru teste. În partea dreaptă alături de profile avem șabloane pentru anumite tipuri de scanări. Când alegem unul dintre șabloane, comanda va fi în mod automat generată în căsuța comand. Deci vom vedea mai exact ce executăm și în felul ăsta ne putem chiar și face mai comozi cu a folosi terminalul. Dacă dorim să executăm un anumit scan aparte, putem să modificăm noi comanda din căsuță și apoi vom apăsa butonul scan. Vedem că în ferestrele principale output-ul comenzii e afișat în mod similar ca și în terminal, dar Zenmap ne oferă și alte forme de a afișa rezultatele. În primul rând, în loc de a salva output-ul într-un fișier, avem fereastra verticală din stânga, unde e afișat istoricul scanărilor. Toate adresele care au fost scanate în ședința curentă și ne mai arată și emblema sistemului de operare. Mai avem alte opțiuni de afișare în partea de sus a ferestrei principale. Alături de Nmap Output avem ports/hosts. Acolo vom vedea afișate toate porturile, numărul lor, tipul conexiunii, starea de deschis, închis sau filtrat și serviciul fiecăruia alături de un banner grab. La topology vedem o reprezentare grafică al traceroute-ului. Cercuri încapsulate cu puncte pe fiecare. Alea sunt hopurile prin care ar trebui să treacă semnalul de la noi la server. Putem schimba modul în care vizionăm prin a da click pe unul din hopuri și îl va aduce în centru. Majoritatea sunt puncte goale pentru că sunt neidentificate, dar toate cele identificate sunt reprezentate cu o culoare, cu adresa IP alături și de DNS, dacă e găsit unul. Mai avem încă câteva opțiuni de a modifica modul în care graful e afișat. Butonul de host viewer ne va afișa un panou cu mai multe date despre adresă. IP, DNS, porturi, servicii, traceroute, sistem de operare. Practic, e un rezumat frumos formatat al grafului. Cum vedem aici. Mai avem butonul fisheye care va strânge într-o formă mai compactă hopurile exterioare pentru a scoate în evidență doar cele din centru. Butonul de controls care ne va afișa un panou cu comenzi pentru a modifica graful. Putem mișca și redimensiona graful cum dorim, iar apoi putem salva în orice format avem nevoie, de la PNG la PDF. Acum îl salvăm în format PDF. Dăm save, ne uităm pe desktop. Vedem că iconul are un lacăt, asta e pentru că am executat Zenmap cu privilegii root. Dar dacă deschidem PDF-ul, vedem graful. Când revenim, din nou, după cum am spus, avem panoul de controls cu care putem modifica graful cum dorim și după caz. Mai avem butonul de host details care afișează o fereastră tot cu detalii despre adresă într-un format ușor de citit, dar e mult mai detaliat decât ce găsim în host viewer. Dar host viewer e un panou detașat pe care îl putem privi în timp ce privim graful, de exemplu. Totul depinde de modul în care ne obișnuim să folosim Zenmap. Interfața grafică are puțin mai multe limitări în ceea ce privește utilizarea, iar astea sunt câteva metode care încearcă să le depășească. Ultimul buton e butonul Scans și ne arată un istoric al scanărilor noastre. Ne arată adresa, starea scanării, salvată sau nesalvată și fix comanda folosită. Ei, cu asta am încheiat seria Nmap. E o unealtă foarte puternică și foarte populară, folosită în networking. Una dintre cele mai faimoase apariții ale ei a fost în filmul Matrix, deși a apărut în multe, a devenit un fel de simbol al lumii digitale. Nu uitați să dați like, să vă abonați, să ne căutați pe Facebook și la www.tutorialevideo.info pentru mai mult conținut în domeniul tehnic. Dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii sau din nou la www.tutorialevideo.info. Mulțumesc pentru vizionare și să aveți o zi bună!